în Portugalia, acolo unde a apărat de câteva sezoane pentru Rio Ave și Boavista. După care a venit Lille, 17 meciuri pentru el în sezonul trecut la Lille, 6 în acest sezon. Nu e rezervă, e un fotbalist care intră, un fel de dublură pentru Chevalier, tânărul goalkeeper titular în prima repriză. A ieșit și Ivan Sanchez, a intrat Narvaez. Malsa. Da, la Real Valladolid vedem destul de multă calitate. Totuși locul 12 din Spania. Spania, un campionat care în ultimele sezoane a scăzut ușor, odată cu plecările celor doi giganți, Ronaldo și Messi, de la Real și de la Barcelona. Lucrurile s-au mai schimbat, a mai scăzut un pic nivelul, au scăzut un pic și pretențiile salariale. Real este însă, în continuare, echipa care adună Champions League-uri, la fel cum adună CFR-ul campionate în România. An după an, Realul este acolo în vârf. A avut în această iarnă la Cupa Mondială Lille pe Jonathan David, cel mai important jucător al echipei. De asemenea, Timothy Weah a jucat pentru Naționala Statelor Unite, așadar un canadian și un american sunt jucătorii care au reprezentat-o pe Lille la Cupa Mondială din Qatar. De cealaltă parte, glumind, desigur, Ronaldo e cel care a reprezentat-o pe Real Valladolid la turneul din Arabia, de pe tărâmul deșerturilor. Spuneam despre Valladolid, a pierdut cu 2-0 și ultimul amical, disputat 6 decembrie, câteva celor de la Bilbao. Guruzeta și Sanset au marcat atunci pentru Athletic Bilbao. Real Valladolid mai are de jucat două amicale cu Clermont-Ferrand și cu Crystal Palace, până când va reveni la meciurile care contează, dacă încălzirea se face în cupă, contra celor de la Arenas. Ei bine, pentru Real Valladolid, campionatul din Spania revine cu un duel fantastic cu Real Madrid acasă, pe 30 decembrie. Bine, nu chiar în acest an, pentru că meciul se joacă în ultima zi, în penultima zi din 2022, dar în acest sezon Real Valladolid are de jucat acasă, da, și cu Barcelona și cu Real Madrid. A jucat deja cu Barcelona în acest sezon pe Camp Nou. Lui Ronaldo nu s-a făcut de râs,
echipa lideră din Spania. Remi Cabea, o încercare frumoasă. Da, vă spuneam, se distrează pe teren Remi Cabea. Are și vârsta care îi permite să lase frâul liber. Da, l-avem în imagine pe fotbalistul lui Lille cu numărul 18, Bafod Diakite. A jucat-o meciul Bafod Diakite, 21 de ani pentru fundașul lateral de la Lille. Paulo Fonseca, portughez, care cu siguranță va fi cu ochii pe naționala țării sale în meciul contra Marocului de sferturi. O fază bună și putem vedea un gol și din partea spaniolilor. Leon însă n-a ajuns la minge. Mai avea puțin până la el și aveam o șansă bună. O încercare pretențioasă, foarte pretențioasă pentru Leon. Am văzut o primă acțiune, n-am văzut și încercarea nereușită a lui Sergio Leon de mai devreme. Presneda aruncă de la margine pentru Valladolid. Cei de la Lille așteaptă recuperarea după meci. Au rezolvat partida. Ar putea să se bucure mai mult de spectacol decât de această posesie. Ar putea să încerce exact asta, ceea ce a făcut aici Remi Cabea. Să verticalizeze mai mult, să caute mai mult poarta. Să încerce execuții pe care nu ți le permiți, poate, de multe ori în meciurile oficiale. Va urma și o perioadă de transferuri în care sunt convins că atât Lille cât și Valladolid au ce repara. Remi Cabea, genul de fotbalist obișnuit să fie faultat. E o intrare dură a lui Arroyo, fără discuție, dar nu s-a înțeles Remi Cabea, care are și un stil zeflinist. Mohamed Bayo nu i-a înțeles intenția. Nu pare a fi cel mai iubit de colegi. Să vedem, șansă bună. Se descurcă bine însă francezii. E Jonathan Bamba aici, superb. S-a descurcat jucătorul, vedetă poate. Putem spune așa, Remi Cabea. Superb, Angel Gomez, faultat. Englezul s-a descurcat de minune și astăzi. Și vedem cât de bine s-a apărat la această fază. Baleba, nom chema Baleba Carlos. Camerunezul, numărul 35 de la... de la Lille. Am avut în imagine și pe Alexandro, brazilianul intrat pe parcurs, sub numărul 4 din tabăra francezilor.
A, el a fost mai devreme și aici un fault. Da, și Baio a fost faultat. Baio fără gol în acest sezon pentru Lille. Da, vă spuneam, a impresionat la Clermont-Ferrand cu promovarea echipei în urmă cu două sezoane în Ligă. Încă un fault. Arbitrul însă și-a dat seama că nu e despre el acest meci. A lăsat-o mai moale și cu cartonașele și chiar nu s-a văzut în partea a doua. Și a luat revanșa pentru o primă repriză în care a fost parcă prea mult despre el. A prea egocentrist în prima parte. Centralul acestei partide amicale disputată în cantonamentul din Spania pentru cele două echipe. Sergio Leon, șut pe lângă! Unul dintre colegii lui care a alergat spre poartă a intrat în aria de execuție a lui Sergio Leon. Jardim scoate șutul de lângă poară. Într-un 88, Monciu. Interesant, are o schemă pregătită alături de colegi, pentru că de fiecare dată când execută un corner, indică încă ceva pe care doar el și colegii lui cu siguranță pot înțelege. Am adică nu e celebrul și clasicul gest cu o mână sau două ridicate pentru a indica dacă va fi execuția la prima sau la a doua bară. Încă o dată e un fel de s-a terminat, cam așa s-ar traduce în mod obișnuit, dar e clar că cei de la Valladolid au alt înțeles, au altă traducere pentru această schemă. Monciu în offside. Estrella Galicia e sponsorul celor de la Lille, întreaga zonă a Galiciei este întreaga zonă fotbalistică a Galiciei este sponsorizată de celebra băutură spaniolilor, a Deportivo La Coruña, Celta Vigo, Lugo, Mirandes, sunt alte echipe printre altele care beneficiază de acest sponsor pe tricouri. Avem și pentru Valladolid aceeași inscripționare, ocazie pentru Real Valladolid. Jardim nu știu dacă avea timp să scoată, nu știu dacă avea timp să-și revină la această fază. Este o lovitură de cap a lui Sergio Leon, deloc rea. Va degaja brazilianul din poarta lui Lille. Câteva secunde până la finalul acestei partide. 2-0 pentru Lille. Reni Cabea așteaptă să fie gata colegului Baio. Dă și pleacă și nu scoate nimic. Fernandez a degajat către Remi Cabea. E lovitură liberă scoasă de Remi Cabea, decarul de la Lille. A fost luat pe sus cel mai mult astăzi. Dar o mai zic încă o dată, e obișnuit. Decarii sunt obișnuiți să fie cel mai căutat. Și când vine vorba de faulturi, dacă nici pe Decarii nu-i faultezi, nici pe cine să mai faci, dacă ești fundaș sau mijlocaș defensiv. Remi Cabea, cred că va încerca direct pe poartă. E o centrare. Minge respinsă. N-am văzut să se fi arătat minute de prelungiri pentru această partidă. Poate acum Sergio Leon. Nu.
putea fi un atac al spaniolilor, dar mingea revine în posesia francezilor. Și acesta a fost ultimul fluier al partidei. Prima partidă, primul joc de astăzi de pe Pro Arena și de pe Voio se încheie cu victoria celor de la Lille 2-0 cu Valladolid, echipa unde șef este brazilianul Ronaldo. Tot astăzi de la ora 5 după amiaza pe